Dominus fortitudo plebis sue, et protector salutarium Christi sui est. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu, semănătorul este Hristos. Cine l-a găsit pe Hristos va trăi în veci. Dragi ascultători, iubiți credincioși, textele sfinte pe care Biserica ne le propune această duminică sunt deosebit de bogate. Este greu să ne decidem până la urma urmei la ce să ne referim. Aș începe însă cu un exemplu pentru a putea să percepem mai bine ceea ce realizează cuvântul lui Dumnezeu în sufletele oamenilor. Se spune că într-o duminică, în timp ce se celebra Sfânta Liturghie, un om venit de la o anumită distanță a fost împins de Harul lui Dumnezeu să intre în biserică. Se celebra Sfânta Liturghie și preotul citea Evanghelia, în care Iisus Hristos se adresa ucenicilor săi și desigur nouă, spunând: iubiți pe dușmanii voștri, faceți bine celor care vă fac rău, iertați și veți fi iertați. Înfățișarea acelui om era stranie. Avea un păr foarte lung, barba stufoasă, unghiile de la mâini crescuseră atât de mult parcă erau niște ghiare. Cei din jur, privind la dânsul, s-au speriat. Dar omul s-a așezat într-un colț și a ascultat cuvântul lui Dumnezeu din Evanghelie, apoi explicațiile pe care le-a dat preotul. După terminarea Sfintei Liturghii, a ieșit din biserică, s-a dus la o frizerie și a tăiat părul și a ras barba și a tăiat unghiile, s-a spălat și s-a îmbrăcat cu niște haine curate. Apoi a mers la închisoarea din satul respectiv, din localitatea respectivă, s-a interesat acolo și a aflat că este închis un bărbat acolo. Pe acesta îl urmărea de ani de zile, pentru că îi făcuse un mare rău lui și familiei sale și datorită acestui fapt s-a decis să nu se mai tundă, să nu se mai radă, să nu se mai taie unghiile, până când nu se va răzbuna pe acel om. Dar cuvântul lui Dumnezeu pe care l-a ascultat l-a transformat total. Pentru că avea și posibilități materiale, s-a interesat pentru câți ani era condamnat omul acela pentru faptele rele pe care le-a făcut, a plătit o cauțiune pentru el, l-a scos din închisoare, l-a îmbrățișat, l-a sărutat și i-a dat libertatea. Cuvântul lui Dumnezeu a pătruns în sufletul său. A fost un cuvânt viu, căci așa este cuvântul lui Dumnezeu, viu și plin de putere. L-a transformat pe acel om, cuprins de ură și răutate, într-un melușel blând, într-un om plin de bunătate și disponibilitate. Iată, iubiți credincioși și dragi ascultători, ce este capabil să realizeze cuvântul lui Dumnezeu, pe care Iisus astăzi îl compară cu o sămânță. Cuvântul lui Dumnezeu este o sămânță, pentru că orice sămânță poartă întrânsa viață, poartă întrânsa speranță. Și ne dăm seama de lucrul acesta, pentru că cu siguranță că fiecare dintre noi am avut măcar o dată în mâna noastră o sămânță. Poate chiar am cultivat-o și am văzut după aceea că răsare, că produce roade. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu, iar Sfânta Scriptură, în scrisoarea către evrei, spune așa: cuvântul lui Dumnezeu este viu și plin de putere, capabil să judece gândurile și sentimentele inimii, mai scuțit decât o sabie cu două tăișuri, care pătrunde la despărțitura dintre suflet și trup, dintre măduvă și oase. Acest cuvânt, viu și plin de putere, a fost proclamat și astăzi. Și am auzit în prima lectură în care profetul Isaia spune că cuvântul meu nu se va întoarce înapoi până când nu va face ca pământul să odrăslească și să producă rod. Așa cum ploaia
și zăpada nu se întorc înapoi fără să producă roade, la fel este și cuvântul meu. Parabola semănătorului pe care am ascultat-o în textul Evangheliei, explicată de însuși Hristos, ne arată ce situație îl poate întâlni cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este de o eficacitate extraordinară. Nu cred că, dacă suntem atenți la cuvântul lui Iisus, putem găsi vreo sămânță care să fie atât de productivă. Putem să semănăm ceva și să producă, poate de 10 ori mai mult decât am pus în pământ noi. Dar iată ce spune Iisus, că sămânța pe care El o seamănă produce care 30, care 60, care 100 de ori mai mult. Închipuiți-vă o sămânță care să producă de 100 de ori mai mult. Un bob de grâu care să producă 100 de boabe. Însă și exprimarea lui Iisus arată cât de eficient este cuvântul Său, ce forță are acest cuvânt al lui Dumnezeu, ce capacitate de a produce roade. Dar dacă acest cuvânt al lui Dumnezeu este atât de eficient, trebuie să vedem terenul în care este semănată această sămânță. Și îl vedem pe Iisus Hristos în textul Evangheliei că se aseamănă cu semănătorul care aruncă sămânța cu deosebită larghețe și aruncă această sămânță pe toate locurile sau, dacă vreți, pe orice fel de teren. Aruncă și acolo unde este stradă, și acolo unde este pământ petros, și acolo unde este pământ năpădit de spini și de pălămidă, și acolo unde pământul este fertil. De ce oare? De ce oare această risipă? Pentru că o bună parte din sămânță, așa cum spune Iisus, se pierde. Se pierde atunci când ajunge pe stradă, pentru că vin păsările cerului și o mănâncă. Se pierde atunci când ajunge pe terenul acesta petros, pentru că încolțește, crește și apoi soarele o dogorăște și nu produce rod. Se pierde atunci când este semănat acolo unde este pământul năpădit de spini și de pălămidă. Dar produce de 30 de ori mai mult, de 60 de ori, de 100 de ori mai mult, acolo unde găsește terenul fertil. Iisus ne provoacă în ziua de astăzi la meditație. Cu siguranță că am auzit de multe ori textul Evangheliei, această parabolă care la prima vedere pare să fie simplă, explicațiile pe care le dă Iisus par să ne ajute să înțelegem bine ceea ce vrea să ne spună El. Cu toate acestea, Iisus ne provoacă. Astăzi ne invită să intrăm în adâncul sufletului nostru și să vedem ce fel de teren suntem noi. Nu cumva suntem un teren ca strada, bătătorită, ca drumul. Degeaba arunci sămânță pe acest teren, niciodată nu va produce roade. Vor veni cu siguranță păsările cerului și o vor mânca. Nu cumva suntem și noi un pământ pietros, deasupra un pic de pământ și restul piatră. Oare nu suntem noi un pământ năpădit de spini și de pălămidă? Sau poate, din fericire, suntem acel pământ roditor, fertil, care primim sămânța cuvântului Dumnezeu și facem ca această sămânță, în conformitate cu capacitățile noastre umane și spirituale, să producă care 60, care 30 sau care 100%. Aceasta este provocarea pe care Iisus Hristos ne-o lansează în această duminică. Să ne analizăm, să vedem care este situația noastră. Iar în momentul în care descoperim că pământul nostru, pământul sufletului și al inimii noastre, este un teren bătătorit ca strada, sau este un pământ plin de piatră sau năpădit de pălămidă și de spini, atunci Iisus ne invită să intrăm în sufletul nostru și să ne angajăm a transforma acest pământ al sufletului nostru într-un teren fertil, care să producă roade, să producă roade, cum spune El, care să rămână pentru viața veșnică. Dacă realizăm acest lucru, ferice de noi, sămânța cuvântului Dumnezeu semănată în ființa noastră va produce roade care vor rămâne, roade care vor face să ne hrănească sufletele noastre și care să devină sămânță pentru ceilalți. Pentru că am văzut ce spune în prima lectură Sfântul Profetul Isaia, că cuvântul lui Dumnezeu, sămânța sau ploaia, cum spune
profetul, ploaia nu se întoarce înapoi până nu produce efect. Și anume ce face? Produce pâine pentru a hrăni pe cel care are nevoie și produce și sămânță pentru a semăna. Cuvântul lui Dumnezeu ne va hrăni sufletele noastre și în același timp va deveni o sămânță pentru ceilalți. La aceasta ne cheamă astăzi Iisus Hristos. Să ne hrănim sufletele noastre cu învățătura sa, cu cuvântul său și în același timp să devenim prin viața noastră sămânță pentru viața veșnică. Dar iubiți credincioși, am auzit în cea de-a doua lectură că Sfântul Apostol Paul vorbește și despre suferință, adică întreaga natură și ființa umană suferă durerile unei nașteri și așteaptă manifestarea gloriei fiilor lui Dumnezeu. Atunci când noi descoperim că ființa noastră este ca un pământ bătătorit, ca un pământ în care există multă piatră, bolovan, sau ca un teren năpădit de spini și pălămidă, în momentul în care descoperim aceasta, apare sufletul nostru suferința, neputința noastră de a ne îndrepta, incapacitatea noastră de a ne schimba situația. Atunci, să nu ne speriem. Această suferință este suferința care ne duce la nașterea unei realități noi. Ne naștem pentru o nouă realitate. Cine ne va ajuta ca să transformăm acest teren al nostru inaccesibil seminței lui Dumnezeu, cuvântului lui Dumnezeu, să devină un teren bun? Același Hristos. Hristos care este semănătorul a venit să fie și agricultorul. Pentru că prin întrupare Hristos ia natura umană. Ar fi ca și un om care își îmbracă haina de lucru pentru a lucra, pentru a-și pregăti terenul. Și așa face Iisus. Prin întrupare îmbracă natura umană, se îmbracă cu haina de lucru și începe acum ce? Să lucreze pământul, să-l sape. Care este oare instrumentul pe care Hristos îl folosește pentru a pregăti terenul sufletelor noastre, ca apoi când El va semăna cuvântul Său, să găsească un teren fertil ce să poată produce roade? Este crucea. Este crucea pe care Hristos o folosește ca un instrument genial pentru a săpa pământul. Apoi se apleacă și adună bolovanii și înlătură. Scoate spinii și pălămida din terenul sufletului nostru, pregătește inima noastră ca să devină un teren fertil și în felul acesta, semănând, va produce roade îmbelșugate întreaga noastră ființă. Mintea noastră va fi luminată de cuvântul lui Dumnezeu, inima noastră va fi transformată de acest cuvânt al lui Dumnezeu și noi vom fi capabili să primim acest cuvânt al lui Dumnezeu, să-l facem să rodească. În toate aceste situații, iubiți credincioși, avem nevoie de ajutorul lui Hristos. Iată de aceea, privind în adâncul sufletului nostru și analizându-ne viața la lumina cuvântului pe care l-am ascultat astăzi, să rugăm pe Iisus, care a venit să fie agricultorul și semănătorul sufletelor noastre, să ne transforme întreaga noastră viață cu puterea Harului Său, să ne facă să fim un teren fertil, prielnic și să producem roade pentru viața veșnică. Doamne Iisuse, agricultor și semănător divin, transformă sufletele noastre într-un teren fertil și fă ca sămânța cuvântului Tău să producă roade îmbelșugate pentru viața veșnică. Amin. Et benedicere Tatitue et Regeos usque in se